Bun găsit, stimați prieteni, la proces verbal, vă spune Bogdan Enache. Invitatul meu de astăzi este președintele USR Prahova, domnul Felix Bulearcă. Bine ați venit, domnule președinte. Vă salut, domnule Enache. În același timp, sunteți copreședinți sau cum sunteți în alianța asta, Dreapta Unită? Da, bine, nu e chiar așa Trei de relevant. președinți Da, sau fiecare cum? partid e reprezentat de un președinte. Nu există Am copreședinte la înțeles. nivelul Alianței Cum Județene. merge alianța Dreapta Unită, o alianță formată din USR, Forța Dreptei și PMP? Cum funcționează în teritoriu? Cum simțiți că funcționează în Ploiești, în Câmpina, la Cărbunești, la Azuga, la Mizil? Ați da câteva exemple, dar nu peste tot avem alianța asta. Acolo unde avem alianța funcționează bine, cel puțin până acum. Noi vrem să creăm condițiile de a o face să funcționeze și mai bine, pentru a avea o campanie reușită. Alianța Dreapta Unită, la nivel local, există vreo țintă pe care v-ați propus-o la nivelul județului Prahova? Domnul Ionescu, domnul arhitect Ionescu, candidează la primăria Ploiești, domnul deputat Ionescu, candidează la președinția Consiliului Județean, la Câmpina, recunosc că îmi scapă Bogdan Nene. Bogdan Ene, da? Sunt nume, cel puțin primele două cu notorietate. Există vreun scor pe care vi l-ați propus cei trei președinți, cele trei poluri de conducere? Da, noi ne-am propus să câștigăm. Dacă nu câștigăm, dacă nu ne propunem targetul cel mai înalt, evident că și rezultatele vor fi mai pe măsură, mai scăzute. Realistic vorbind, noi vrem să ne apropiem de un target de 30% la consilier Consiliari la locale? Consiliul Județean Prahova, să câștigăm președinția Consiliului Județean Prahova cu domnul George Ionescu. La Ploiești, evident, să câștigăm primăria orașului Ploiești și noi apreciem și suntem convinși că Răzvan Enescu are șanse reale de a câștiga, pentru că, o repet, este cel mai complet candidat din punct de vedere al calităților și pe care trebuie să le ai de un primar. Cum vedeți Ploieștiul? Și la Câmpina? La Nu Câmpina, spuneți că și la Câmpina doriți să câștigați evident că 101%, că cum vedeți bun, competiția la la Câmpina? Câmpina E situația ciudată. Toți spun, domnule, domnul Moldoveanu, doamna de la PSD și dumneavoastră. da. Și Auru. Cam cine Nu cunosc sunteți? candidatul de la AUR, îl Da? cunosc pe domnul Alin Moldoveanu, nici candidatul de la PSD Da. nu mi-este cunoscut personal, dar noi avem încredere că Bogdan Ene, care reprezintă Partidul Mișcarea Populară, filiala Câmpina, evident, împreună cu colegii noștri de la USR Câmpina și Forța Dreptei din Câmpina, vor avea o campanie reușită și vor obține un rezultat cât mai bun. Spuneați și nu este prima dată că a spus și astăzi că arhitectul Răzvan Enescu este cel mai complet, dacă Da, complet. Am mai afirmat. candidat. Cum vedeți Ploieștiul? Cum vedeți competiția de la Ploiești? Ați văzut acea întrecere în afișaj, panouri, cât casa e puțin spus, cât blocul Și la fizic sunt. și la Da, și la propriu și propriu la și la figurat. figura, da. Exact. Au fost amplasate. Eu o spun și o să o repet de fiecare dată. Eu nu vreau să votez poze, eu nu vreau să votez panouri, eu vreau să votez oameni și programe. Asta facem și asta vrem și noi. Noi vrem să mergem și Răzvan va merge să vorbească cu oamenii, să-i convingă pe oameni. Ei deja au început să-l cunoască mult mai bine decât acum 4 ani, că el a mai avut o Da. candidatură acum 4 ani și candidatura noastră, campania noastră se va desfășura strict în stradă. Evident că și noi am avut acele panouri, acel outdoor electoral, pentru că ar fi fost o problemă să nu avem. Bine, l-am văzut parcă pe blocuri pe domnul Enescu, acele Da. Mai afișe mult pe pe... Da. blocuri, niște meșuri, niște Dar panouri, chiar și panouri în jurul răsărite, da. Ploieștiului, Da. în puncte gândite strategic, dar într-adevăr, alb roșu, galben albastru au dominat din punctul ăsta de vedere Ploieștiul se joacă între cele două mari, între cele două partide care sunt și în alianță, PSD și PNL, sau credeți că o alianță de centru, de dreapta, de fapt, cum este de alianța dreapta. Dreapta Unită, poate avea loc?
se vorbește despre partide care au structură, care au membri. Cum simțiți că Alianța, Dreapta Unită, poate să câștige încrederea ploieștenilor? Și cum vedeți ploieștenul 2024? Sunteți ploieștean, locuiți în Ploiești, cum îl vedeți? Toată lumea, adică pe toți pe care îi întreb, domnule, un oraș gri, un oraș mort. Răzvan are o vorbă că are un avantaj la aceste alegeri. Că nu trebuie să se lupte cu un primar foarte bun. Pentru că actualul primar este catastrofal din punctul nostru de vedere. Adică a îngropat Ploieștiul, ca să figurativ vorbind. Da. Și el nu trebuie să facă vreun efort deosebit să demonstreze că actualul primar e un primar slab. Comparativ se poate vedea. Răzvan Enescu este un viitor primar competent, care cunoaște administrație, cunoaște modul de accesare, a lucrat cu fonduri europene și, ca să-l citesc pe alt candidat, este și un tip cinstit, un cetățean corect și onest. Structura de partid îl ajută, această alianță? Da. Nu, îl ajută în sensul, este puternică la Ploiești, cele trei partide sunt puternice. Da, nu e așa. Avem informații, semnale și chiar din stradă, semnale de la cetățeni. Evident că lumea a început să ne perceapă ca pe o alternativă viabilă și cam singura alternativă de dreapta. PNL? Adică nu vreau eu să fac comentarii vis-a-vis de PNL, dar din punctul meu, din punctul nostru de vedere, noi suntem adevăratul partid de sorginte liberală în România. Și această alianță, asta se vrea. Să fim alternativa reală de dreapta a eșichierului politic. Au apărut și listele pentru Consiliul Local. Sunt importante, mult mai importante decât par la prima vedere. Și pentru Consiliul Județean, fiindcă niciun primar nu poate să facă lucruri, să schimbe Ploieștiul, spre exemplu, fără votul, fără avea susținerea Consiliului Local. Care a fost strategia? Ce oameni vor fi pe listă? Este un mix între oameni care au experiență în administrație și noi am preferat primii 5 oameni din partea USR-ului care se află pe locuri eligibile. Sunt Răzvan Enescu, care are deja experiență în administrație, actualul viceprimar al Ploieștiului, doamna Anca Popa, Antonio Părâu, care este consilier în cadrul primăriei Ploiești. Deci, oameni cu experiență. Da, oameni cu experiență, jurist, Mădălina Marusi, iarăși un om cu experiență, un bun profesionist, și Costel Andreescu, care este deja consilier din toamna anului 2020. Vom avea campanie, nu mă refer, da, exemplu, s-a vorbit la un moment dat despre negocierile dintre USR, PMP și Forța, da, au avut loc aceste negocieri. Da, bineînțeles. Evident că au depășit listele. Evident. Altfel nu puteți, că au trenat astăzi, spunea, domnule, au durat negocierile astea, nu numai în Prahova, în multe județe, au durat prea mult. Vine 10 iunie și tot alianța... Scuze că vă întreb, dar cred că vă aduceți aminte de negocierile PSD-PNL care... S-au sucat cu... Da, cu foarte... La București, uite, doctorul nu e doctorul. Foarte, deci... Bâlbâiala asta, partidul, să știți că noi oamenii ne implicați în politică, nu înțelegem, adică... Sunt orgolii, sunt... Habar nu am ce sunt, măsurători, nu-mi dau seama ce sunt. Este un semnal negativ dat cetățenilor. Adică... Sunt puse interesele de partid în fața intereselor cetățeanului. Și pe de altă parte, vorbeam chiar cu domnul Barna, cu vicepreședintele USR, despre alegerile europarlamentare, nu vorbește nimeni. Deci alegerile locale au luat fața, nu există nicio agendă europeană la ora actuală, toți sunt concentrați pe alegerile locale, care sunt mult mai importante și pentru partide. În România, în plan extern, evident că alegerile... Asta a fost și strategia actualei guvernări, acestei alianțe PSD-PNL sau PSDNL, cum mai e denumit. Cum i-a zis, da? PSDNL. Am înțeles. Da? Răutăcism, ar spune unii. Da, bine. Din opoziție. Un pic de umor. Da. Să aducă aceste, să comaseze aceste alegeri
pentru, evident că din punctul lor de vedere sunt mai importante alegerile locale. Dar eu părerea mea și a noastră a USR-ului este că noi contăm foarte mult și la nivel european. Și vă dau un singur exemplu, activitatea depusă în Parlamentul European de colegi de-ai noștri, Vlad Botoș sau Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarea Populară, cel care a inițiat rezoluția în Parlamentul European, o rezoluție de impact la nivel european, prin care Rusia este somată să redea tezaurul României, capturat după primul război mondial. Deci, e o activitate foarte intensă. Mai puține rezultate au răzbătut din Parlamentul European ale PSDN-ului. Mă rog. Da. Și de obicei lumea nu prea este preocupată de activitatea Parlamentului European. Revenind în județul nostru. Negocierile. Nu negocieri, nu. Am trecut de negocieri, că s-au depășit listele. Spuneți-mi, vă rog, există localități unde, orașe, unde datele dumneavoastră din intern, sondaje, poate, vă arată că aveți șanse ca să câștigați, ca, virgulă, candidatul Alianței Dreapta Unită să câștige fotoliul de primar? Da, eu acum aș vrea să mă refer strict la localitățile unde avem noi candidați USR-ul. Vedeți, deja ați început. Nu. Nu. Unde avem noi candidați, pentru că aici îi cunosc cel mai bine. Și această negociere s-a bazat, fiecare partid a insistat să-și aducă proprii membri de partid ca și candidați pe primele locuri sau la primărie. Da. Dar, la un moment dat, am înțeles că este foarte important, acolo unde mergem în alianță, să acceptăm candidatul cu cele mai multe șanse, cu cea mai mare notorietate și cel mai bun candidat. Și atunci fiecare dintre cele trei partide componente ale acestei alianțe la nivel județean a acceptat. Deci unde veți câștiga? Păi eu zic că Ploiești. A, așa. Da. Bușteni. La vorbesc Bușteni, de oraș. Credeți, la Bușteni, da. Credeți că veți câștiga? Da. Avem, noi susținem un candidat independent, Alex Florescu. Am făcut o emisiune, da, cu domnul Florescu. Este un om deosebit. Nu ne pare rău că nu l-am cunoscut mai devreme și cred că îl convingeam să devină membru USR, dar rămâne să vedem. E un tip extraordinar, cunoaște și administrație, un adevărat buștenar. Da, zici ceva de genul că Bușteni e centrul universului, adică nu... Da. Patriotistul ăla local, adică... Exact, și e un tip extraordinar, un tip mișto, cum îi place lui să... Un tip fain, da. Deci are și sloganul Alege Fain, Alege Florescu. Echipa noastră de la Bușteni e o echipă extraordinară. Îl susțin cu toată energia. Mai ales că acum 4 ani el a pierdut alegerile la câteva zeci de voturi în fața actualului primar. Și noi avem speranța, credința și suntem strong pe Alex Florescu. Aici vorbim de orașe. În alte localități unde candidăm singur sau candidăm în alianță, și haideți să le luăm așa, cele limitrofe Ploieștiului. Avem Târgșorul Vechi. Jucați cu șanse de a câștiga primarul sau ziceți așa pur și simplu? Nu, unde avem șanse reale. George Alexe, care este și consilier local și care are multe realizări în calitate de consilier local. Evident, în timpul mandatului, având și sprijinul consilierilor USR din cadrul Consiliului Local Târgșorul Vechi, noi suntem convinși că va câștiga primăria. Așa. Sunteți cu trei până acum. Berceni. Și la Berceni câștigați? Da. Spuneți că avem un candidat. Da, avem un candidat foarte bun. Acum nu știți Nicoleta... toți candidații, nu? Nu, și toți nu. Spuneți dumneavoastră, da, că registrăm domnul Bulearu. Da. Nicoleta Mizileanu, jurist de profesie, antreprenor, o persoană foarte bătoioasă, foarte energică, dornică de a schimba campanie, dornică de a schimba modul în care este condusă primăria locală. Deja avem semnale că actuala administrație locală se teme foarte mult de candidatura ei, au șicanat-o în mai multe
rânduri, dar... Aveți, mă întreb în paranteză, aveți semnale care exista incidente în teritoriu? Da. La Puchenii Mari. Urma să trecem la Puchenii Mari, unde candidatul nostru, Lavinia Udrea, Lavinia Ioana Udrea, ca să-i pronunțăm numele complet, cum va apărea pe buletinele de vot, a fost șicanată permanent, i-au rupt bannerele, i-au tăiat bannerele, foarte multe șicanări privind avizele obținute. Noi putem să spunem pentru amplasarea celor 12 sau 14 bannere, după câte mi-aduc eu aminte. Ei acolo au făcut o campanie începând de acum un an și jumătate, door to door, adevărat, în adevărat sens al acestui stil de a face campanie. Au vorbit cu oamenii, oamenii se tem, dar oamenii au început să-și dea seama că schimbarea comunei stă în puterea lor, în ștampila lor. Și noi credem că vor face acest pas în a schimba actuala administrație cu un primar nou, un primar curajos, un om foarte bine pregătit, un om școlit și care a lucrat în afara țării, în Occident, și care vrea să ridice comuna la un standard cu adevărat european. Și sloganul ei de campanie este unul sufletist: împreună suntem o comunitate. Ceea ce spune foarte mult, că vrea să transforme această comună într-o comunitate. Deci văd că la Pucheni sunteți, chiar credeți că veți câștiga? Da. Mai există vreuna sau vă Da, opriți? Cum să nu? Cum să nu? Mai avem Telega. Avem un candidat, iarăși un reprezentant al sexului frumos, Andreea Olteanu. Vedeți că la noi avem destui candidați. Văd că doamnele... Da, da. Andreea Olteanu... Doamna bune... Rasconi a făcut performanța, apropo da. De femeie primar. Da, da, da. Și a dovedit că o femeie poate să conducă. Și am făcut un interviu și cu doamna de la Valea Călugărească. Adică pot exista doamne în fruntea primăriei? Cum care să? Nu avem prejudecăți din punctul ăsta de vedere, nu. Și Andreea Olteanu... care noi sperăm și credem că va câștiga primăria Telega și va aduce, eu cunosc localitatea respectivă, este într-un stadiu, hai să zicem, la nivelul anilor 80, ca să fiu îngăduitor. Și aici mă refer 1980. N-am mai fost de mult în Telega, da. Da. Altă localitate... Ultima, vă rog. Da, ultima. Haideți să mă decid. Cărbunești. Și aici avem, chiar dacă e o comună mai mică, avem un candidat foarte bun, un Valentin Sorica, un profesor de limba franceză, a lucrat în Franța, cunoaște, fiind profesor la școala gimnazială din comună, cunoaște foarte mult, este cunoscut și îl și ajută actuala administrație să poată să câștige. Adică nu este, face nimic. Nu că nu face, involuează din punct de vedere al dezvoltării comunei respective. În USR, cum evaluați USR Prahova la ora actuală? Au fost și niște, au fost schimbări în conducere, nu niște. S-au liniștit apele? Eu zic că da, s-au liniștit. Schimbările cea au fost schimbări, da, au fost plecări. Știe, da, plecări. Da, au fost plecări. Da. A plecat președintele, ulterior... Și vicepreședintele. Da, și vicepreședintele și-a dat demisia din funcție și primul vicepreședinte. Adică au fost, cel puțin la prima vedere, pare o lovitură. Da, care a zguduit temporar filiala. Evident că eu, da. Nu m-aș hazarda să spun zguduit. A afectat, evident. S-au liniștit așadar apele și sunteți în poziție de luptă. Da, suntem în pole position, mai ales că mâine începe campania. Spuneți-mi, electoral. Vă rog, domnule președinte, faptul că nu s-a reușit, și vă întreb la modul constructiv, faptul că Alianța Dreapta Unită nu a reușit să aibă
candidați în toate cele 104 localități. Cărui fapt este, se cauzează sau este, de ce este cauzat acest lucru? Fiindcă și celelalte localități, poate sunt oameni care sunt de dreapta, văd că PNL-ul s-ar ia cu PSD-ul la nivel central și zic, dom'le, noi vrem o alternativă de dreapta. A fost timpul prea scurt sau nici nu v-ați propus de fapt să aveți candidați în toate cele 104 localități? Noi am fi vrut să avem candidați în toate cele 104 localități ale județului și mai precis în cele două municipii, 12 orașe și 90 de comune și la Consiliul Județean, dar noi nu avem infrastructura pe care o au partidele istorice PSD-NL și evident că noi am pus foarte mult accent pe calitate în ceea ce privește membrii și nu cantitate. Partidul Mișcarea Populară are o infrastructură mai numeroasă și mai veche decât noi, da, ei sunt un partid mai vechi. Mai ales că au făcut parte, dacă știți, din sau ei s-au scindat din PDL. PDL. Vă spun eu că eram în zonă. Vă cred. Și iar dar să le spuneți așadar că structura USR, iar Forța Dreptă e și partidul. Da, iar Forța Dreptă este cel mai nou partid. De-abia acum un an, am impresia că s-a, în 2023, s-a înființat și vă dați seama că e mult mai greu, dar au depus și eforturi și și-au înființat destul de multe structuri teritoriale. La Consiliul Județean cum vedeți lupta? Fiindcă pare a fi o luptă în doi până acum. În trei. În trei o să fie. Cum o vedeți? O să fie o luptă pe care noi o să o ducem și sperăm să se desfășoare în condiții de echitate ca să și de fair play. Până acum semnalele nu sunt de fair play, cel puțin din partea PNL-ului. Am fost șicanați cu contestații și cu apeluri la deciziile statului. Bazate pe ceva real, evident că nu sunt și nu, normal că dacă erau bazate pe dacă aveau argumente legale și dacă erau argumentate sau bazate pe ceva palpabil, instanța le-ar fi dat dreptate, dar le-a respins în incorpore toate contestațiile și apelurile ulterior, fără nicio urmă Și cum vedeți competiția? Că pare pentru Consiliul Județean destul de echilibrată. Are șanse Alianța Dreapta Unită să câștige președinția la modul real? Noi sperăm să câștigăm. Mai ales din confruntarea celor doi actori. Ați sperat al treilea să câștige. Da. Spuneți-mi, vă rog, în localitățile unde nu aveți candidat comun, ce se va întâmpla? Cum ați dori cu ceilalți doi președinți? Ca să existe un fair play sau celelalte două partide nu și-au pus candidați? Care e strategia astfel încât să nu fie ca la PSD-PNL, că dimineața se pupă și susțin Parlamentul European, iar de la 4 începe cearta că sunt candidează unul de la PSD la primărie, unul la PNL. Domnule Inache, evident că mai sunt și orgolii personale și fiecare candidat, vă dau exemplu Telega, unde noi avem candidați și au și cei de la Forța Dreptei și PMP pe o listă comună. Candidat. Plus PSD și PNL. Da. Ce sau ceilalți competitori, da. În mediul rural, și cred că toată lumea recunoaște că important este și aparatul de partid în spate, dar omul contează și mai mult. Și noi suntem convinși că o să avem o competiție, cel puțin contra candidații din cadrul alianței noastre. Vor da dovadă de fair play. Deja am discutat. Nu. Este absurd. Este absurd și nu pot să garantez lucrul ăsta, dar eu sper. Da. Și pe de altă parte, candidați împreună. Evident. Dar evident. Și e clar că trebuie convins electoratul ca la local să voteze ceva și la Consiliul Județean și la europarlamentare să voteze Alianța Dreapta Unită.
Veți fi, așadar, ați transmis în teritoriu fără atacuri sub centură, fără da, atacuri da, da. Între voi. Cel puțin noi de la USR, dar am discutat acest aspect și cu domnul George Ionescu de la Forța Dreptei și Cătălina Bozianu de la Partidul Mișcarea Populară și dânsii au transmis același lucru în teritoriu. Noi sperăm să nu fie și credem că nu o să fie. Așadar, nu veți admite, nu veți permite atacuri. Evident că nu permitem, dar și dacă vor apărea mici incidente, trebuie să luăm în calcul și situațiile mai defavorabile. Noi vom interveni, avem un agreement, un gentleman agreement, că vom interveni și vom repune lucrurile în matca fair play-ului. Deci ce trec aici? La final, câte primării trec? nu mă hazardez, pentru că o să avem surprize de plăcute. Sau un scor electoral? Un scor electoral la județ. Da? V-ați propus, spuneați, 20% sau 30%? 20-25% treceți. Eu sper să-l depășim. Da? Și la Parlamentul European e votul politic. Acolo, da, e, da. Acolo e altceva. Da, acolo eu apreciez că dacă luăm un 20%, un minim de 20% o să fie ok. Adică sub 20% nu cred că putem să ieșim, mai ales că avem cei mai valoroși candidați. Am văzut că aveți candidați foarte tineri. Adică și la Ploiești, domnul Enescu nu are, da, este, da, tânăr. Da, bineînțeles. Și la Cucheni Mari. Și la Vini, este, da. Este tânără, nu este... Avem candidați și mai tineri, vă spun. Da? Da. Avem la Vârbilău un ITX, un ITist, Alex Lunca, și a creat o echipă foarte tânără acolo, toți în jur de 30-35 de ani. Și noi consider, chiar dacă poate nu o să câștige primăria, dar își va pune, va avea un cuvânt greu de spus în viitorul consiliu local. Deci oameni cu pregătire. Așadar mizați pe tineri, oameni tineri cu pregătire. Oameni tineri cu pregătire și oameni cu experiență. Vă mulțumesc, domnule președinte Felix Buler, că ne vom reîntâlni cu siguranță în această perioadă, fiindcă eu consider că oamenii trebuie să afle ofertele tuturor partidelor, ce programele, ce își propun să facă din localitatea X sau din județul respectiv. Vă mulțumesc pentru participare, vă doresc succes. Aici punem punct emisiunii Proces Verbal. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși!